Începe așadar Astra Concordia Chiajna în prima partidă a noului sezon. Nou promovată FC Voluntar a remizat cu CSMS Iași. Avea și poziție de șut, însă preferă pasa pentru Oros. Să vedem centrarea. Tot pe jos, dar mai bună! Îi întoaie piciorul lui Boldrin acolo. Poziție excepțională, oportunitate unică probabil pentru Boldrin, fără marcaj în zona de la 11 metri, finalizare dezamăgitoare. Toate încă o centrare mai periculoasă și din nou trece pe lângă gol Astra. Oros este cel care reia la colțul lung. Până acum cred că se pot considera și puțin norocoși jucătorii Concordiei. Iar Marius Baciu deja a scos 3 jucători la încălzire. E vorba de Ion Lucian, Mihai Dina și Marian Constantinescu. Cristescu, apare Cristea, preluarea bună, șutul excelent, dar o intervenție pe măsură a lui Silviu Lung. Când are timp să-și pregătească execuțiile, Cristea poate fi un jucător fenomenal. Din păcate pentru cariera sa sunt doar momente răzlețe, vânat parcă de inconstanță. Centrarea lui Bucurică, prelungirea pe spate, atenție, Purece, gol! Concordia Chiajna dă lovitura pe finalul primei reprize. Șut puternic al lui Purece, fază lucrată de Bucurică. Este însă asistul, dacă am văzut bine, al tânărului Răducanu, care a prelungit excelent pe spate, surprinsă defensiva Astrei. Iată centrarea lui Bucurică, prelungire pe spate inspirată, Junior Moraiș nu mai are ce face, pură ce are timp să-și pregătească execuția, să vadă spațiul în care poate trimite. Silviu Lung plonjează pe colțul scurt, avea cu echipier la colțul lung, iar Purece trimite exact între cei doi jucători care apărau poarta. Budescu! Gol! Astra! Super plasează Budescu această minge, nicio șansă pentru Matache. Perfect lovește mingea Constantin Budescu. Parcă era și păcat să n-avem goluri în această primă repriză. Avem unul care merită toate relorile. În care de Amorim, ieșire oportună a lui Matache, care îl blochează în ultimul moment pe brazilianul Astrei. Încă o centrare bună! Gol! Astra! Oros! Face 2-1, de revăzut însă poziția lui Oros. Oros pare să reia din poziție de offside această minge. Ne vom pronunța însă după relori. Cert este că golul este validat. Sunt jucători ai Concordiei care protestează la această fază. Nu e offside. Nu este offside. Bucurică îl scoate. Pare să-l scoată pe Oros din poziție afară din joc. Centrare puternică a lui Budescu într-o poziție destul de ciudată. Oros totuși simte bine poarta în spatele său, iar Astra trece pentru prima dată în această partidă în avantaj. Centrarea lui Purece, foarte bună, gol! Concordia Chiajna, minutul 55, înscrie Cristescu, jucător cu experiență. Jucător care a jucat și în tricoul Astrei, cel care restabilește egalitatea. Nu știu cât de mult schimbă traiectoria acestei mingi Cristescu.
Nu știu dacă o face în vreun fel chiar, ia să vedem. Nu, e un autogol. E un autogol al lui Oros. Mingea atinsă de doi jucători ai Astrei. Cred că Lovin atinge primul mingea, care îl lovește apoi în piept pe Oros. Ție bună pentru Răducanu. Un duel 1-1 cu Geraldo Alves. Răducanu, Răducanu îl culcă pe Geraldo Alves și apoi șutează peste poartă. Amețit acolo pur și simplu Geraldo Alves. Joc mai mult decât convingător al puștilui din atacul Concordiei. Frumoasă fază, dacă i-ar fi intrat această minge lui Răducanu, am fi vorbit probabil de un jucător care ar putea să facă o carieră interesantă. Și acum replica Astrei cu urcarea lui Enache. Foarte bine își face mingea Enache. Matache scoate de două ori. Frumoasă fază. Enache întâmpină opoziția unui portar în mare formă la această fază. Oros. Faultat acum, marcatorul la două goluri, am putea spune, în această seară. Noi revedem dubla ocazie a lui Enache, a încercat și cu stângul, a încercat și cu dreptul. Matache se așează bine pe minge de ambele dăți. Toate ocaziile importante pot fi revăzute pe site-ul nostru digisport.ro. Elan scurt al lui Budescu, scoate excepțional Matache. Aproape de centrul porții, dar mai aproape și Matache de zona în care a trimis Budescu. Parcă acum a trimis ceva mai puternic. Excelentă intervenția lui Matache. Superb, aș putea spune. Se apără bine acolo Teixeira, care cade, nu obține nimic. Jocul continuă, Budescu plecat din poziție, regulamentare, Boldrin! Ce ratare! Uluitor, uluitor acest moment. Da, n-a fost offside. Boldrin pleacă bine, agață mingea, șutează cu stângul. E corner, dar cred că Boldrin a șutat să rupă plasa acolo, n-a putut plasa. Final de partidă, Astra nu reușește să-și fructifice ocaziile pe care le are.